Daniel Bădescu a plecat împreună cu iubita sa și alte două cupluri în weekend în stațiunea Sunny Beach din Bulgaria. A plătit parcarea la hotelul unde s-a cazat și vacanța a fost frumoasă până în a doua noapte, când tânărul a constatat că a rămas fără mașină. Am ieșit pe balcon să fumez o țigară și am constatat că nu mai este mașina în parcare. Vă dați seama că am făcut atac de panică. Nu știam ce să fac, cum să reacționez. Am coborât jos la recepție, nu era nimeni, deci absolut nimeni. Nimeni în tot hotelul ăla. Am țipat, am urlat. Nu m-a băgat absolut nimeni în seamă. La un moment dat a apărut o domnișoară la recepție, what is going on? I-am explicat, dragă domniță, mi s-a furat mașina, dumneavoastră unde erați? N-aș știu ce să mai îmi zică. Camerele de supraveghere ale hotelului au surprins momentul în care a fost furat BMW-ul. Acum punem farul. Niște hoți cum îmi ia mașina. Practic au sosit cu o mașină albă în partea cealaltă a carosabilului. S-au dat patru băieți jos din mașina respectivă. Doi s-au dus la mașină și lucrau cu mare zor. Doi băieți, în momentul în care a început alarma, au ieșit din hotel, fără să zică absolut nimic. Băi, de ce a pornit alarma sau ceva de genul ăsta? După părerea mea, probabil că da. Fratele păgubitului, Doru Bădescu, a venit și el cu mașina în Bulgaria. Era parcată la 3 autoturisme distanță de cel furat, dar, nefiind o mașină scumpă, nu a prezentat interes pentru hoți. Am văzut la hotelul vecin, chiar în acea noapte când s-a furat mașina, am văzut un ospătar la hotelul, chiar din la balconul nostru, nu mai trebuie cum se numea. Un ospătar a sărit un gard viu în parcarea unde era parcarea, era înconjurat de gard viu și l-am văzut făcând poze la 3 mașini BMW. E ceva la, nu știu cum se, la comandă, ceva de genul, cred. Paguba este de 10.000 de euro. În ciuda faptului că întreaga operațiune a hoților a fost surprinsă pe camerele de supraveghere, polițiștii i-au spus păgubitului că nu-i pot identifica pe aceștia. Și i-au mai explicat ceva. În fiecare săptămână, în jur de 5 români veniți la mare în Bulgaria rămân fără mașină. Daniel Bădescu a fost nevoit să se întoarcă fără autoturism din țara vecină, dar este hotărât să nu lase lucrurile așa. Va căuta un avocat și va da în judecată hotelul cu pricina.